Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Sute de camere de supraveghere video în Onești. Bilanț al anului 2022 făcut de primarul Silviu Tinei. Două minori au dispărut. Dacă le-ați văzut, anunțați de urgență poliția. Veste bună anunțată chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, pe rețelele de socializare. Îndrăgita soprană Ozana Barabancea revine la Onești. De altfel, aceasta a fost în 2022 cu un minunat spectacol de teatru în luna mai, Cum să pierzi totul într-o zi, ale cărui bilete s-au epuizat rapid, dar și cu un recital de muzică și poezie sugestiv intitulat Tu ești artă și iubire, în care a fost alături de fica sa Gloria, ce a avut loc pe 10 iulie. Luni 16 ianuarie de la ora 18 vă invităm în cadrul stagiunii muzicale 2022-2023 la un recital de muzică și poezie românească dedicat Zilei Culturii Naționale în interpretarea sopranei Ozana Barabancea. Concertul va avea loc în sala Cinema Capitol. Intrarea este gratuită pe bază de invitații, maximum 2 persoane. Acestea se pot ridica de la caseria Cinema Capitol începând de 6 ianuarie ora 13. A mai transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Veste bună pentru Onești. Administrația publică locală a municipiului Onești implementează proiectul de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor. Prin intermediul acestuia se vor monta 332 de camere de supraveghere video în diferite locații din municipiul Onești. Ministrul Dezvoltării Ceche Otilo a semnat contractul de finanțare nerambursabilă a proiectului Extindere sistem de supraveghere video pentru monitorizarea și prevenirea infracționalității în municipiul Onești în valoare de 2.906.592,22 de lei. Această lucrare constă în instalarea unui sistem de supraveghere video la nivelul municipiului Onești, alcătuit din 332 de camere, a anunțat primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Anul 2022 a fost un an greu din toate punctele de vedere pentru administrația publică locală a comunei Gura Văii. În cadrul emisiunii 24 de ore de la Acum TV, primarul Silviu Tinei a detaliat despre problemele cu care s-a confruntat pe tot parcursul anului 2022, dar și ce măsuri a fost nevoit să ia. Deci a fost un efort maxim din partea noastră ca administrație pentru a putea să ne redresăm în primul rând financiar. În clipa în care pe certificatul fiscal, fie și pentru o primărie, apar cu datorii, nu ești eligibil la niciun proiect finanțat din fonduri europene. Lucrul ăsta trebuie să fie clar. E buletinul tău de a te prezenta în fața instituțiilor care primesc cereri pentru programe europene, dar când te-ai dus cu buletinul, cu ghilimele de rigoare, pătat de o datorie, cum era în cazul nostru, către Ministerul Dezvoltării, puteam să lucrez 1000 de proiecte, eu nu eram eligibil din cauza datoriilor. Deci s-a pierdut un an de zile pentru a ieși pe zero, să putem să mergem mai departe, să obținem finanțări nerambursabile. Asta e primul lucru. În anul 2020, nu este vina administrației pe care o conduc, în comuna Gura Văii există 6 sate componente. Doar unul din cele 6 sate avea alimentare cu apă potabilă. Doar unul, repet. 0 km de drumuri comunale asfaltate. Nici un metru de canalizare. Nu mai vorbim de restul infrastructurii edilitare, de iluminatul public, de baze sportive, de clădirile administrative lăsate în paragină. Realitatea anului 2020, cred că doar eu mai țin minte, pentru că, știți, lucrurile rele tind să se uite... Se uită odată cu trecutul. Odată cu... evoluția în timp, dar din păcate și cele bune se uită un pic mai repede decât cele rele. Am observat că mulți din locuitorii comunei Gura Văii au uitat starea în care se afla drumul județean în anul 2020, atunci când am preluat mandatul și la un interval foarte, foarte scurt de timp l-am avut asfaltat în integralitate. Este un obiectiv de la care pleci ca dezvoltare. Dacă nu ai drumul principal, coloana, artera comunei, nu ai asfaltată,
Nu mai poți vorbi de nicio dezvoltare, să fim cât se poate deschiși și realiști. De acolo a plecat dezvoltarea comunei, cu reabilitarea drumului județean 119, făcut de Consiliul Județean într-un timp record. Aici trebuie să recunoaștem că ați avut parteneri de nădejde. Da. Că dacă n-ar fi fost domniile lor, acum nu vrem să-i lăudăm ca la început de an, dar trebuie să fim realiști. Dacă nu erau cei de la Consiliul Județean, probabil că lucrurile n-ar fi fost rost nici la această oră. Oricât de minunată ați fi fost noastră și comuna. Eu chiar nu neapărat că vreau să-i laud, eu vreau să îmi reafirm încă o dată poziția de mulțumire și recunoștință pentru faptul că la nivelul județului Bacău am găsit o echipă extrem de dornică de a ajuta comuna Gurăvăi în dezvoltare. Ei o sinceritate în a ne ajuta, pentru că noi avem multe lacune, de la lacune bugetare până la lacune în aparat de specialitate. Atunci când în cadrul primăriei nu găsesc resurse, eu sunt primul care mă duc la Consiliul Județean și aparat de specialitate de acolo vine deschis și mă învață cum trebuie să fac, cum trebuie să procedez în anumite cazuri unde poate nici eu nu am soluții. Acum, dacă e să facem așa, am zis că facem un bilanț al lui 2022 și vreau să vă întreb, dumneavoastră sunteți mulțumite cum a evoluat anul 2022? Au fost, nu mă refer neapărat la evenimentele legate de promovare și aceea, practic, e o investiție pe termen lung în ceea ce privește buna dezvoltare a comunității. Mă refer la proiectele care ați reușit să le faceți, adică au fost toate care le aveți acolo pe o listă, cu siguranță sunt pe o listă și aveți bifate, nebifate, făcut, dedus la bun sfârșit, de implementat, de tăcă. Eu îmi închei anul 2022 extrem de mulțumit pentru realizările pe care le-am avut în condițiile pe care le-am avut. Aici trebuie să coroborăm și condițiile pe care le-am avut și ceea ce ne-am dorit să facem. Am început cu începutul, cu geneza. Am început cu apă, cu alimentare cu apă, în celelalte 5 din 6 sate componente. Nu poți să investești doar într-un sat pentru că e reședință de comună și pe restul să le excluzi de la dezvoltare pe considerente de număr de voturi sau știu eu, pe populație. Sau pe popularitatea primarului. De ce nu spunem? Adică, doamne, nu m-a votat Cutărescu și cu respectivii din satul Cutărică. Nu pot să merg pe premisa asta. Am ieșit primar pentru toți cetățenii comunei Gurăvăi, care m-au votat, care nu m-au votat, deși numărul de voturi a fost consistent și am cam câștigat în toate satele. Nu merg pe ideea bine, asta. Bine, nu e cazul dumneavoastră. Eu încerc să aduc din urmă și discrepanța între celelalte sate și satul reședință. Dacă Gurăvăi sat beneficiază de apă din 2017, de exemplu Dumbrava, Temelia, Capăta, Păltinata și Motocești, acum văd rețeaua cum se trage. Eu nu vreau să arunc în față că un sat. Să fiți un părinte pentru toți. Exact. Dacă am 6 copii, eu încerc să fiu egal în dezvoltare cu toți cei 6, fără a ține cont că unul e mai frumos, unul e mai urât, unul e mai deștept sau mai puțin deștept. Eu încerc să-i aduc pe toți la același nivel, pentru că știu că având dezvoltare în toate cele 6 sate, vorbim de o dezvoltare uniformă. Nu cu discrepanțe între satul reședință de comună și alt sat lăsat, știu eu, de izbeliște sau paragină. Astfel mi-am gândit mandatul, am început prin a aduce apă în cele 5 din 6 sate pentru a asigura, știu eu, dreptul fundamental la apă. Nu știu dacă știți, dar dreptul la apă a căpătat o valoare de drept fundamental al omului. Conform directivelor Uniunii Europene, până în 2020, cam orice cetățean al României trebuia să aibă acces la apă potabilă. Eu am dat drumul la acest proiect, un proiect foarte greu, un proiect lăsat de fosta administrație într-un abandon total, cu firme în insolvență, încă ne judecăm la București, suntem la masa credală, cu o lucrare executată în bătaie de joc, ăsta este adevărul, și care ne-a lăsat cheltuieli neeligibile, adică nu vor mai fi suportate de nici un minister, de nicio altă instituție a statului, de 22 de miliarde lei vechi. Oleo, mi-e și frică să calculez în lei noi. Să vă spun ce reprezintă cheltuielile acestea neeligibile. Reprezintă suma deja decontată pentru lucrare, pentru care Ministerul Dezvoltării nu o va mai deconta niciodată, deci ar fi o dublă decontare. Noi urmează să o recuperăm de la constructor. Nu știu dacă vom recupera constructorul. Mai există constructorul? Există, e în insolvență, are lichidator desemnat. Suntem creditori majoritari, din fericire pentru noi. Suntem acolo unde trebuie cu procedurile, dar până a vedea banii fizic mai e cale lungă. După care, fosta administrație a uitat să treacă în proiect,
branșarea stațiilor de pompare la energie electrică. Am actualizat proiectul, dar greșeala de proiectare o suporți tot din bugetul local. Da. Nu mai puțin de 6 miliarde lei vechi. Cu transformare din rețeaua de medie în rețea de joasă, cu trifazat, cu tot ceea ce presupune un grup de pompare ca să fie funcțional, cu stații de pompare, cu stații de clorinare, stații de tratare. Deci din start vorbim de neeligibil de 16 miliarde lei vechi. Plus alte lucrări făcute în bătaie de joc, neechiparea căminilor de vizitare, diverse supra-traversări, în total 2,2 milioane lei, noi 22 miliarde lei vechi. Dar mi-asum acest proiect, trebuie dus la capăt cu orice sacrificiu și așa vom face. Eu sper că în luna martie să fim gata, suntem puțin întârziați cu aproximativ 30 de zile din cauza că așteptăm avizul de la E.ON de branșare la energia electrică. Știți foarte bine că în relația cu Delgaz Gridul, chiar dacă ești instituție publică, nu ai prioritate, se comportă cu tine ca orice cetățean de rând, ai depus cererea pentru aviz, să aștepți rândul între 1 și 24 de luni. În ultima ședință din 2022, aleșii locali ai orașului Dărmănești, la inițiativa primarului orașului Dărmănești, Toma Constantin, au supus atenției legislativului local două proiecte de hotărâre ce se referă la taxele și impozitele locale, dar și taxa de salubrizare pentru anul 2023. Mai multe detalii în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 la nivelul orașului Dărmănești. Domnul primar, sunteți inițiatorul. În 2023, impozitele și taxele locale la nivel de oraș Dărmănești sunt, pe de o parte, corectate cu inflația, așa cum prevede codul fiscal, și în 2023 corecția este cu 5,1% inflația aferentă anului 2021, iar pe lângă această corecție cu inflația, avem în anumite locuri și majorări, unele taxe au rămas la nivelul anului 2022 corectat, așa cum am spus, cu inflația 5,1, iar alte taxe au creșteri între 2% și 3,5-4%. Este o creștere care nu acoperă, așa cum spuneam și pe comisii, cheltuielile pe care le avem noi cu finanțarea proiectelor și cheltuielile de funcționare, dar ținând cont de faptul că cu toții trecem printr-o perioadă dificilă, resursele financiare sunt limitate, costurile cu utilitățile și așa mai departe au crescut exponențial, propun ca aceste taxe să rămână la nivelul propus de noi, adică să nu avem o creștere așa cum ni se recomandă cu 20-25%, pentru că cu toți o ducem greu. Va trebui să ne descurcăm cu banii pe care îi strângem din aceste taxe așa cum le propunem noi, pentru că, repet, cu toți o ducem greu, nu doar, eu știu, în Dărmănești, ci în toate orașele din țară. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări pe acest subiect, vă rog, colegilor. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abțineri, dacă nu, în unanimitate s-a votat favorabil. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2023 datorată de utilizatorii non-caznici, persoanele juridice și agenții economici din orașul Dărmănești. Domnul primar, dacă aveți ceva. Este o taxă care aș vrea agenții economici să fie foarte atenți, cei care ne urmăresc, cei care nu ne urmăresc, să vină la primărie să ceară detalii. Reglementează modul în care în 2023 agenții economici vor achita taxa pentru gunoi. Și în 29.09.2022 a fost publicată ordonanța de urgență numărul 133, care reglementează modul în care agenții economici vor fi taxați în 2023. Și spune acolo că trebuie neapărat să plătească fiecare pentru cât aruncă. Acest proiect de hotărâre reglementează solicitările din ordonanța 133 și avem o formulă de calcul care exprimă taxa de salubrizare raportat la numărul de recipiente generate, frecvența de colectare, de câte ori se ridică gunoiul în decursul unei luni și valoarea fiecărui recipient. Avem două tipuri de recipiente. Este vorba de acele pubele mici de
120 de litri care sunt și pe care le au agenții economici care au un număr mai mic de angajați și în cazul lor avem varianta de a alege în baza declarației de impunere de fiecare agent economic frecvența de ridicări, avem 2 ridicări pe lună, 3 ridicări pe lună sau 4 ridicări și în funcție de declarația pe care fiecare o face va și plăti. La 2 ridicări avem, eu știu, 29 de lei este o ridicare, da? 29 de lei. O pubelă, avem 2, așa mai departe și în funcție de cum stabilește și declară fiecare, va plăti. Pentru cei care au, eu știu, mai mulți angajați, vor avea la dispoziție și rog să vină să facă solicitare la primărie pentru euro containere de 1,1 metri cubi. Un euro container este 263 de lei. În funcție de câte euro containere produce într-o lună, va plăti. Deci se aplică pentru prima dată pentru agenții economici principiul cât gunoi produci, atât trebuie să plătești. Dacă sunt, eu știu, ceva nelămuriri din partea agenților economici, eu mă gândeam să și facem în prima parte a lunii ianuarie o întâlnire cu agenții economici, să le explicăm care este cerința dată în ordonanța 133, ce trebuie făcut și cum trebuie procedat ca să înțeleagă fiecare și să declare exact cât au generat. Dacă sunt întrebări, colegii, dacă avem ce întrebări? Dacă nu, vă rog. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă avem abțineri sau voturi împotrivă, în unanimitate s-a votat punctul numărul 9 de pe ordine de zi, proiectul numărul 10 de pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată în anul 2023 pe raza orașului Dermănești de către persoanele fizice. La persoanele fizice, în 2022 am avut o taxă de 12 lei per persoană. În 2023, propunerea făcută de ADIS a fost de majorare și pentru noi, sincer vă spun, a fost prea mare. Adică ADIS-ul ne-a recomandat undeva 17 lei pe persoană. Am căzut de comun acord că un 14 lei pe persoană poate fi cumva plătit de cetățenii din Dărmănești sub rezerva că trebuie să reducem cât mai mult cantitatea de gunoi. Și rugămintea mea este și de această dată la containerul de gunoi menajer să nu mai punem și deșeuri din hârtie și plastic și așa mai departe. Dacă nu vom reuși să ținem cantitatea de gunoi menajer sub control, în 2023 vom fi nevoiți să creștem această taxă. Deci tot ce ține de plastic, tot ce ține de carton și așa mai departe, de deșeuri reciclabile, rugămintea mea este să le punem în pubela pentru selectiv și în momentul în care vine mașina cu selectiv, le ridică și nu avem niciun fel de probleme, ne scade cantitatea de gunoi menajer. Dacă le punem în amestec, cu siguranță cei 14 lei pe care noi îi propunem astăzi nu vor fi acoperitori și în 2023, așa cum spuneam, va trebui să creștem prețul. M-am interesat și la celelalte UAT-uri din zona noastră, toți vin cu prețuri mai mari. Sper să putem ține sub control cantitatea de gunoi pe care o generăm în 2023, în așa fel încât această taxă de 14 lei persoană să poată fi acoperitoare. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări pe acest subiect, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abțineri. Dacă nu, în unanimitate s-a votat și proiectul numărul 10. Pe 25 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au fost sesizați de către reprezentantul unui complex de servicii din Piatra Neamț cu privire la faptul că Oprea Ionela Alesia de 14 ani și Oprea Estera Nicoleta de 12 ani au părăsit în mod voluntar pe 25 decembrie în jurul orei 16 și respectiv 21 centrul din Piatra Neamț, unde erau instituționalizate și nu au mai revenit. Menționăm că pe data de
6 ianuarie a fost primit acordul de mediatizare al cazului. Semnalmente, Oprea Ionela Alesia are o înălțime de 1,60 m, o greutate de 56 de kg, are părul castaniu, mediu, o căprui. La momentul dispariției, Oprea Ionela Alesia era îmbrăcată cu o geacă de culoare neagră, pantalon tip jeans de culoare albastru, o cămașă în caror de culoare roșie, fiind încălțată cu Adidas de culoare neagră. Semnalmente, Oprea Estera Nicoleta are o înălțime de 1,50 m, o greutate de 43 de kg, păr șaten închis mediu, o căprui. La momentul dispariției, Oprea Estera Nicoleta era îmbrăcată cu o geacă de piele de culoare neagră, tricou și pantalon de culoare verde cachi, fiind încălțată cu ghete de culoare neagră. Polițiștii au realizat mai multe verificări pe raza municipiilor Piatra Neamț și Roman și în locurile cunoscute ca fiind frecventate de acestea, în continuare fiind desfășurate activități specifice în vederea depistării acestora. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea persoanelor căutate este rugată să apeleze serviciul unic 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. Urmărit internațional pentru multiple furturi prins în Bacău. Pe 3 ianuarie, polițiștii din cadrul secției 4 Poliție Rurală Podul Turcului au depistat un bărbat de 32 de ani, împotriva căruia a fost instituită măsura urmăririi la nivel internațional, deoarece se sustrăgea de la executarea unui mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Irlanda. În perioada noiembrie 2016-ianuarie 2017, bărbatul ar fi comis mai multe infracțiuni de fur calificat și tentativă la fur calificat, fapte prevăzute de codul penal irlandez. Incredibil ce au făcut doi seniori băcăuani de 86 și de 78 de ani fix în curtea bisericii din Podul Turcului de Bobotează. Doi băcăuani din comuna Podul Turcului au tras 6 focuri în curtea bisericii în plan vertical cu puștile de vânătoare de calibrul 12, motivul care ține de o tradiție veche de prin partea locului alungarea spiritelor rele. Spre ghinionul lor, în zonă se aflau și jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Bacău, care au intervenit și au legitimat pe cei de 86, respectiv 78 de ani, constatând că armele de vânătoare erau deținute în mod legal. Jandarmii le-au întocmit celor doi bărbați acte de sesizare a organelor de urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiune de uz de armă letală sau interzisă fără drept, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 343 aliniatul 1 din codul penal. Actele procedurale întocmite au fost înaintate organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor și aplicarea măsurilor legale, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarm Bacău, Alexandra Dănculea. Doliul lumea sportului, deges fulgerător al unui tânăr antrenor de gimnastică. Anunțul cu moartea fulgerătoare a fost făcut public pe Facebook de către Clubul Sportiv Municipal Onești. Practic a fost făcut și un apel la întrajutorarea familiei afectate de moartea fulgerătoare. Întregul colectiv al Clubului Sportiv Municipal Onești face această postare pentru a veni în ajutorul familiei lui Eugen Grosu, antrenor de gimnastică, care a decedat într-un mod neașteptat în Slovenia, unde avea contract de muncă. Ne dorim cu toții să putem ajuta membrii familiei care se ocupă de repatrierea lui pentru a putea fi înmormântat creștinește aici, acasă, în România. În acest sens, a deschis un cont pe numele verișoarei lui Eugen Grosu, cea care a făcut toate demersurile pentru ca trupul neînsuflețit să se întoarcă acasă. Colegii sunt alături de familia îndurerată și cere ajutorul tuturor celor care l-au cunoscut să doneze fiecare câte puțin pentru a strânge suma necesară în vederea repatrierii lui Eugen Grosu. Titular Ionela Meca, IBAN RO 58 RZ BR 0000600600224007 23 Raiffeisen Bank. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 7 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 8 grade Celsius pe timpul zilei, iar minima pe timpul nopții coboară până la 1 grad Celsius. Duminică 8 ianuarie, cerul va fi înnorat, maxima zilei ajunge până la valori de 5 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 2 grade Celsius. Luni 9 ianuarie, cerul va fi mai tot timpul înnorat, cu maxima zilei ce nu va trece de 7 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 3 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.